Care este importanța administrării corecte a medicamentelor prescrise de către medic? Păi, în primul și în primul rând, dacă tu administrezi o doză mult prea mică din acel medicament, clar nu o să ai un efect terapeutic cel așteptat. Poți să administrezi o doză mult prea mică, cum ar fi în cazul diureticilor care scad tensiunea arterială, și pentru că tu ai administrat o doză mult prea mică, tensiunea arterială o să devină oscilantă și nu o să poată fi ținută sub control și putem agrava simptomele cardiace. În al doilea rând, trebuie să citim prospectul pentru a afla doza corectă. În momentul în care tu administrezi o doză mult prea mare, clar vor exista și anumite reacții adverse la acel medicament, precum și toxicitate hepatică. Deci cel mai bine este, odată, să citim prospectul și să administrăm acel medicament conform prospectului, doi, să mergi la farmacist să ceri recomandarea dacă nu ai acces la medic, sau trei, poți merge direct la medicul tău de familie și să îi ceri informații legate de modul de administrare corect al acelui medicament.